Așa cum a spus Consiliul Județean, cum tot am vorbit în conferințele de presă, își continuă proiectele, fie că este vorba despre sănătate, educație, astăzi vorbim despre cultură. Astăzi intră în curtea centrului și putem spune că toate ansamblurile folclorice ale noastre, tot ce înseamnă deplasări în județ, vor fi asigurate de acest autocar. Ne va spune mai multe cuvinte domnul manager, dar și doamna director adjunct. Acest autocar a fost achiziționat în urma unei licitații. Ne bucurăm că am reușit să o finalizăm în anul acesta. Pot să vă spun că prețul de achiziție al autocarului este 939.638 de lei fără TVA. El a fost achiziționat în leasing pe o perioadă de 5 ani. La acest moment am achitat din el undeva la 40% din valoarea totală, motiv pentru care nu dorim să stăm 5 ani cu leasingul. Este clasat premium, în sensul că are toaletă, are două televizoare, două frigidere, scaunele sunt piele cu textil, așa cum puteți vedea și vă rugăm să urcați și să-l vedeți. Sperăm ca acest autocar să deservească tot județul Călăraș, nu doar centrul de cultură, noi fiind doar, să zic așa, pionierii achiziției acestui autocar. Mulțumesc frumos! Adică va merge la Dunăre? Dacă va fi nevoie și îl putem împrumuta, o să-l împrumutăm tuturor instituțiilor din județ, pentru că este o valoare foarte mare, nu e corect să nu-l dăm atunci când noi nu avem nevoie de el, este păcat. Da, este cumpărat cu banii județului, nu neapărat ai Centrul de Cultură și Creație. Noi am gândit, de fapt, domnul președinte Vasile Iuță a gândit acest autocar în ideea că vrem să transformăm ansamblul folcloric bărăgan într-un ansamblu profesionist. Este gândirea noastră, vrem ca să ne afle toată țara ce ansamblu frumos avem, să ne afle frumusețile locale, să transmitem mai departe tradițiile noastre și nu numai în țară, ci și în afară, pentru că acest autocar este al doilea de acest fel în România. Este un autocar premium, mai este unul la părerea la 45. O să mai vedeți că o să mai apară în țară multe, dar nu toate sunt premium, în sensul că nu au toate condițiile care le-am cerut noi. O să vedeți, dacă vă suiți, vă urcați în autocar, distanța între scaune este elegantă, e cartamentul foarte mare pentru curse lungi, cu spațiu pentru picioare, se pot face fotolii, se răbatează, piele, cum ați auzit, sistem audio nemțesc, tot ce este pe el este DAF, producție DAF, motor, transmisie, parte electrică. Noi sperăm că vom face cu acest autocar imaginea județului nostru, după cum vedeți scrie mare pe el Călăraș. Călăraș One, ne-am permis să fim și puțin aroganți, pentru că ne bucurăm că am reușit să aducem un Călăraș așa ceva și un bun al județului și să facem imaginea județului. De-aia suntem aici, să facem. De unde vine One? Călăraș One? Vine de la Air Force One. E o bucurie pentru noi că am reușit să avem mașina. Ne costă foarte mult orice transport, e extraordinar mult. La Hora Mare trebuie să-i ducem de la aeroport toate țările care vin și localitățile județului. Era extrem de mult, ne costa întotdeauna transportul. Acum, eu cred că în câțiva ani el va fi amortizat, acoperit și va fi un bun ajutor.